Măi, am plecat. De unde pleci? Mă duc, mă întâlnesc cu Naia Coz, că vrea să vorbească ceva cu mine. Aoleu, băi, dar stai, grijă că ăsta te combină de fiecare dată și îți vinde un lucru și nu știu cum te întâlnești cu el, cum îți dai seama că ai nevoie să cumperi un lucru de care de fapt nu ai nevoie. Fix ca tine când mergi la mall. Ei, hai, că nu e același lucru. De ce nu? Păi nu e același lucru, pentru că noi când mergem în mall, ne asumăm de la început că urmează să ne cumpărăm lucruri inutile. Picând cu el, când te întâlnești, el frumos te cheamă la Uber și jep. Îți bag un produs din ăsta de care chiar n-ai nevoie. Rotopercutor, culegător de cartofi. Nu, mă, o zis că să stăm să ne vedem la o berie și atât. Bine, dar atât a spus, ai grijă că eu nu prea am încredere. Da, stai liniștită că nu se întâmplă nimic, nu vrea să-mi vândă nimic de data asta. Oh, salut, Nae, ce faci? Ce faci, Cocoș? E, tu ce să fac, bă? Ia loc aici. Ce faci, bă, că nu ne-am mai văzut în 62? Păi da, la ultima oară când ne-am văzut, tot mai împârligat să-ți cumpăr din chestiile tale și am zis, bă, hai să mai iau o pauză, că nu-mi permit să ne vedem așa de des. Hai că ți-am dat tot timpul lucruri bune. Da, măi, erau bune și unii chiar îmi trebuiau, dar parcă îmi trebuiau mai mult banii. Da, mă, mai bine să ai, să-ți rămână decât să nu-ți ajungă. Da, mă, Nae, dar de unii chiar n-aveam nevoie, adică ce dracu, compresor cu aer cald. La un moment dat o să-mi mulțumești, o să vezi. Sincer, îți mulțumesc dacă nu mai îmbârlici să-ți cumpăr ceva acum. Da, bine, Cocoș, a fost bună jantaia pe 19 de BMW? Da, mi-a prins foarte bine, mai ales că eu am Logan. Păi și nu ți-am zis eu ce să faci cu ea? Să cumpăr bormașină și pistol de lipit tot la tine și să fac din ea o moță de cafea. Dar bine că nu mi-ai vândut și un teren, să fac un atelier lângă București. Teren nu am, dar am o hală aici la Dridu, dacă te interesează. Băi, stai, bălea, că iar mă îmbârlici. Bă, e 400 de metri cu utilități, energie, cu tot ce trebuie. Și verde, și parasolare, și eoliene, are de toate. E la preț bun doar pentru tine, dacă vrei. Da, nu, mersi frumos, dar chiar nu mai vreau combinații de astea, mersi fain. Plus că Șanii s-a supărat un pic că dau banii pe toate chestiile de care nu am nevoie. Jură-te tu, ce ți-am vândut eu și n-ai avut tu nevoie? Ce nevoie am avut eu de reactor nuclear? Bă, Cocoș, reactor nuclear, niciodată nu știi când îți trebuie. Uite, cu război acum, dă puțin cu reactor, dai și tu cu reactor. Până acum, sincer, îți spun, nu mi-a trebuit. Eu știu o vorbă. Lasă fie acolo, că nu știi niciodată când îți trebuie. Și nu găsești să împrumuți. Pe vremurile astea, cine îți dă? Da, mă, dar și plutoniu mi-ai vândut? Păi ce faci, Cocoș, cu reactor fără plutoniu? E ca și cum îți cumperi telefon fără baterie. Apropo, nu vrei să-ți vând un telefon? Fii atent, pe ăsta l-am luat fără fusă, antișoc, ia uite, dai cu ea și nu se întâmplă nimic. Fie, ăsta trebuie. Ei, stai că nu-mi trebuie, că mai am încă 3 de ultima oară când ne-am întâlnit și mi le-ai vândut pe alea. Încă le ai? Da. Bă, vezi ce calitate ți ofer. Bună. N-ai ce zice. Da, mă, dar nici n-am ce face cu toate 3, adică nu le folosesc. Bă, dar chitrosești. Ai frați, ai surori, de ce nu dai și tu mai departe din telefoanele alea? Le ții ca să nu poți să mai cumperi, îți blochezi banii acolo. Dă-le și tu mai departe. Apropo, tu ești cu filmări, cu de-astea. Nu vrei un trepied pentru camera aia ta să nu mai stai cu ăla rupt? Ia. Yeah. Să... Ia uite-l. A găsit tot ce trebuie, ai oglindă pe el, ai... Cât e ăsta? 300 de lei. În magazin ăsta e 100. Da, bă, dar e chinezesc ăla. Du-te ia-ți de la Dragon. Ți l-ai luat azi și mâine trebuie să te duci iar să-ți ia altul, că se rupe. Nu-mi trebuie, că nu mai am un să-l țin în apartament. Am unul deja și nu mai am ce face cu altul. Nu mai am loc în apartament. Fii atent, tot pentru tine. Și aici. Și aici mă zbat să te ajut. De luna trecută am rentă box de ăsta. Le pot să le țin eu la mine și contra cost. Tot ce vrei, haine, mașini, anvelope de iarnă, femei, tot ce vrei să ții undeva. Ba, tu nu gândești rău, n-ai. Adică tu mă îmbrăligi în primul rând pe mine să cumpăr chestii, după care îmi ceri bani să mi le și ții. Și dau de două ori bani și nici nu primesc produsul niciodată. Păi în felul ăsta nu te mai ceri cu Anisia. Că vede că le-ai cumpărat și nu le folosești. Da, nici nu folosesc trepiedul ăla. Păi de ce îți mai trebuie acum un trepied? Nu ai unul. Aveți unul. Bă, am o soluție mai bună să nu mă cer cu Anisia. Nu cumpăr nimic. În fine. Nu ți pare că e cald? Parcă transpir. E cald tare, a? Nu vrei un deodorant? Îl dau ăștin, e doar puțin consumat din el. Hai de cap, mă. Nu, mă, ziceam doar că transpir un pic, na. Păi dacă vrei, îți dau un tricou. Îl am pe mine cu tot cu etichetă. 40% și al tău, oricum, la tine poți să-l bagi la temperatură mai mare, la apă, să strânge puțin și vine turnat pe tine.
Nu, nu, lasă, lasă. Dar în fine, ce mai zici în rest, așa, cum ești? Ești bine, sănătos? Boș, acum pun la cale o combinație. Dacă mi iese asta, o să mă duc sus de tot, la, în nori stau. Te salut direct din avionul meu privat. Imobiliare, eh? Exact, Cocoș. Dar de unde știi? Păi fix așa ai zis data trecută. Da, mă, ce a fost data trecută era cu ăla, dar nu aveam încredere. Acum chiar iese, iese. Dacă tu zici, na, fix asta ai spus data trecută, dar eu te cred. În fine, mergem să bem o bere? Bă, bem, dar nu... N-am nimic cash la mine. Ai tu ceva? Păi plătim cu cardul. Dacă-mi ia cu extras de ăsta, că n-am cu... N-am nici cu... Mi-au închis aia contul pe partea cealaltă. Deci tu zici că n-ai nici bani, deci n-ai nici bani pe card, înțeleg. Nu, că e... Mă judec cu ei, cu litigiul ăla, cu contul. N-am niciuna, n-am nici alta. Că m-am gândit să nu car plasticul ăla cu mine, că mi-a zis unul că trebuie să pot să fac o aplicație de asta. Să nu mai car plasticul ăla după mine. Dacă vrei tu să-l cumperi, mă duc acum și ți-l aduc. Imediat ți-l am. Păi ce să fac, mă, cu o bucată de plastic dacă te-ai zis că e gol și asta, de să-l cumpăr? Cocoș, când o să fiu bogat, o să-l scos pe OLX și o să-l scot la vânzare. Că și așa nu prea ai cumpărat lucruri de la mine. Bă, n-aia, mă. Ferească Dumnezeu de dușmanul care vrea să-ți facă rău și prietenul care vrea să-ți vândă lucruri. Nu vrei să-ți vând? S-a făcut. Nu cred. Bă, da, fii atent, las nu că... Nu cred. Noi că m-a țepuit și pe mine unul, ca să vezi că... Fii atent, nu vrei să... Nu vrei să-ți vând un telefon?